Legionari, s-au umplit 30 de zile de la biruință. Am sfărâmat la 6 septembrie un regim care era odios tuturor. Din acea zi am vroit și vroim să clădim din temelie altul nou, așteptat și dorit de toți. Aceasta va face cinstea neperitoare a mea și mai ales a voastră, pentru că m-ați ascultat. În acel an, toți acei cărora le spuneam până atunci, noi ne numeam vecini, bună ziua vecini, sărut mâna spuneam la femei, sărut mâna sau bună ziua, și el îmi spunea, ce faci, Roșcovano? Toți cei care mă cunoșteau aproape că nu mai răspundeau. Colegii cu care am fost la școală, băieții care îmi făceau curte, așa cum se întâmplă între colegi. Nici bună ziua nu-ți mai dădeau. Te simțeai ostracizat. În anul acela a fost îngrozitor. 40-41. Îi vedeam pe mai toți, nu chiar pe toți, pe mai toți în cămașă verde, cu centură, da? Și erau alții, noi eram alții, ei nu mai erau ei. Numerus nullus vine în octombrie 1940, când toți copiii evrei sunt dați afară din școală. Când nu am mai putut fi elevă la Sfântul Iosif, i-am pus mamei mele și bunicii mele, care m-a crescut de altfel, întrebarea, de ce? Cu ce mă deosebesc eu de ceilalți copii? Și n-am putut înțelege de ce nu pot continua să fiu elevă. Și atunci, pentru prima dată, am aflat că de fapt sunt evreică, că sunt altfel decât toți ceilalți și că trebuie să învăț să mă păzesc, să mă feresc de grupuri de oameni pe stradă, să mă feresc dacă sunt acostată de cineva, pentru că mi-e viața pur și simplu un pericol. Ne-a chemat învățătorul, era un învățător român foarte bun, el ne-a luat din clasa 1-a primară și eu deja ajunsesem în clasa 4-a. Ne-a chemat pe toți evrei, eram 10-12 copii evrei în clasa lui și aproape cu lacrimi în ochi a spus, dragii mei copii, trebuie să plecați din școală, vă duceți la școala izraelită. Îmi aduc aminte, ne-a condus învățătorul până la poarta școlii, m-a mângâiat și pe mine și cu aceasta a fost despărțirea. În anul 1940 am fost scos din școală și, spre norocul meu, autoritățile permițând înființarea liceelor evreiești, am urmat un an la liceul evreiesc. Ministerul Instrucțiunii, și în fruntea Ministerului Instrucțiunii era totuși un legionar, Traian Brăileanu, a admis funcționarea de școli particulare evreiești, și de grad inferior, deci primare liceale, dar și de rang universitar. Legionarul a procedat pur și simplu la excluderea din școli, din universități, prin violență a studenților și elevilor evrei. Aici nu mai era nicio lege, încă o dată spun. Acest stat nu a avut la bază legi. Acest stat, în perioada aceasta, vorbesc septembrie 40, ianuarie 41, a avut la bază, în principal, bunul plac și voluntarismul și libera inițiativă a legionarilor. De multe ori scăpați chiar de sub controlul lui Horia Simplu. Prin legi și decizii se urmărește, pe de o parte, separarea totală a evreilor de restul cetățenilor români de cultura română. Pe de altă parte, eliminarea lor din economia românească ca patroni, funcționari sau muncitori. Se interzice ca evreii să lucreze în teatre românești și să joace opere românești. Li se interzice accesul în învățământul public de orice fel, doar școlile evreiești, fără drept însă de a emite diplome fiindu-le disponibile. Li se confiscă prin legi toate proprietățile rurale, fiind practic goniți din sate.
Avocații evrei nu mai pot reprezenta decât evrei. Medicii evrei nu mai pot consulta decât evrei, indiferent că aparțin de religia mozaică sau sunt creștini ortodoxi. Sunt românizate întreprinderile, iar salariații evrei de orice fel trebuie concediați. Foarte multe locuri se lipesc niște afișe, sau nu știu cum să le numesc, pe care scrie magazin jidovesc. Și Fiederman protestează la Antonescu împotriva acestei practici și, într-adevăr, Antonescu dă un ordin ca să nu se mai scrie pe magazinele evrești magazin jidovesc, dar totuși practica continuă. Procesul de românizare a însemnat foarte simplu confiscarea proprietăților lor. Începând cu unități, începând cu fabrici, începând cu șlepuri, mori, păduri, și terminând cu acțiuni bancare, apartamente, tot ceea ce s-a considerat că este de valoare și se află în proprietatea unui evreu a fost taxat, marcat de statul român ca fiind câștigat pe căi necinstite, ilegale și fie pur și simplu confiscat sau confiscat cu plata unei sume ridicole. Eu aș spune mai degrabă că n-avea nici doctrină economică, nici doctrină politică. Erau niște idei răzlețe, niște idei care se aflau în curs de înjghebare. Nu putem să spunem că, că avea o politică prin noi înșine sau o politică a părților deschise. Nu există un fir doctrinar economic sau un fir politic în ceea ce făcea legiunea. Ei mai mult tindeau spre o schimbare, dar cum să spun, o schimbare care trebuia să vină de la sine prin formarea acelei noi societăți, fără a avea niște direcții precise. Atunci, să zic, legea de românizare, românizarea întreprinderilor. În concepția lui Antonescu, această lege trebuia să ducă la românizarea treptată a întreprinderilor prin crearea forței de muncă și a conducătorilor din rândul românilor etnici. Deci era vorba de o perioadă mai lungă de timp care urma să se realizeze pe o cale pașnică și care să ducă în final, într-un final, destul de neclar, așa, spre o economie dominată de românii etnici. Legionarii au înțeles prin românizare preluarea de către ei a întreprinderilor aparținând de evreilor, dar nu numai evreilor. Pentru că, de exemplu, în această acțiune a lor, au ajuns până la și a naționaliza societatea Letea de la Bacău, fabrica de hârtie Letea de la Bacău, care era în principal proprietatea lui Constantin Nice Brătianu, președintele Partidului Național Liberal. Deci ajungea să românizeze pe Brătianu. Este, aș spune, o lege a guvernului. Nu este ceva tipic legional. Că și-a luat numele după ministrul muncii, asta este altceva. Și nici măcar nu este o singularitate, o particularitate. Trebuiau înlăturați evreii din întreprinderi, străinii. Și trebuia preluată tot acest control al statului de către elementul autohton, de către elementul românesc, un lucru extrem de greu de realizat. Mai ales în condițiile în care și germanii începuseră să-și vâre coada aici și să preia o serie de întreprinderi și să-și impună regulile lor. Asta a însemnat bulversare. Din punct de vedere economic, când ne referim la guvernarea Antonescu împreună cu Garda de Fier în raport cu populația evreiască, o pot rezuma în două cuvinte. Jaf organizat. Deci, peste noapte, evreii au fost aduși la situație de șomer, de șomaj, de lipsă de existență și așa mai departe. Când mi-a pierdut slujba, când am fost scos din slujbă cu 6 luni mai devreme, am știut în mod oficial
că s-a romanizat întreprinderea și că deci ca o consecință. Tata avea o mică bodegă, chiar foarte mică, pe strada Sfântul Andrei, unde m-am născut, chiar în casa respectivă. Bodega care i-a fost închisă în 1940 și predată altuia în baza legilor care existau pe vremea aceea. Comisia de patronaj a beneficiat de foarte multe proprietăți evreiești. Altele dintre ele au intrat pe mâna sașilor care erau sub puternică influență nazistă și asta a creat foarte mari nemulțumiri în rândul administrației românești. Iar altele au fost pur și simplu înstrăinate la valoarea lor nominală sau la o valoare mai mică. Au fost evident români care au refuzat să cumpere astfel de proprietăți sau să se mute în apartamente care fuseseră confiscate de la evrei, au fost alții care au profitat de pe urma acestei situații. Medicul evreu trebuie să poarte un semn distinctiv că pe firma lui trebuie să existe un Magen David și trebuie să fie scris că este medic evreu. Domnule general, camarazi, e cea din tâi zi când adevărul asupra înțelegerii dintre generalul Antonescu și mișcarea legionară poate fi spus întreg și fără șovăire. Generalul Antonescu, care apare azi în fața legiunii, îmbrăcat în cămașe verde, o poartă de mult în sufletul lui. Convingerile și atitudinea lui sufletească au fost totdeauna identice cu ale noastre. N-a existat moment greu în legiune ca lupta și suferințele noastre să nu fi găsit alături pe generalul Antonescu. Astăzi, dinastie și stat, generalul Antonescu, poporul român și mișcarea legionară alcătuiesc o forță unitară și un bloc indestructibil. Am suferit împreună, am luptat împreună și am biruit împreună. El făcea totul, fiindcă toate prerogativele deja date de către tatăl meu, lui, conducătorul statului, nu șeful statului, conducătorul statului, că făcea cum poftea, dar nu spunea lui, mie cel puțin, nu spunea nimic. Așa că ne-am pomenit cu legionarii, cu Horiacima, cu guvern legional, cu lucruri de felul ăsta, că eu nu înțelegeam atunci decât așa, la foarte superficial. Înțelegerea mea asupra acestei situații a venit foarte târziu. La 8 noiembrie a fost o mare adunare a tuturor legionarilor, la care a participat, printre alții, țin minte că m-am dus și eu și am să vă spun de ce m-am ofilat. Era un mare pericol că toate străzile erau aglomerate de legionari, în uniformă, veri, cu diagonal, cu centuri. Și adunarea a avut loc în fața Palatului Culturii de azi, se numea Palatul Administrativ. Era de Mihaeli și Gavril, la 8 noiembrie, cum am spus, și au participat, cum am vrut să spun, maestatea sa, regele Mihai, și atunci circula o zicală în popor, că cine vede regele, trăiește cu 10 ani mai mult. Și de-aia am făcut tot efortul, și cu ocazia asta l-am văzut și pe Antonescu, în cămașa verde. Trebuie să spun, m-am scandalizat cu pus Mihai Vițaș după cămașa verde. Pentru mine a fost culmea. Legionarii au venit cu propriul lor model pe care voiau să-l impună în cadrul societății, în conducere, în toate structurile și în acest scop și-au creat poliție legionară, și-au creat structuri proprii, fapt care a dus până la urmă la conflictul cu Antonescu, care dorea totuși menținerea structurilor statului și ordine și o desfășurare normală a vieții publice. Acea poliție legionară
care, o spun rapoartele noastre interne, o spun rapoartele germane, era alcătuită din elemente foarte dubioase. Evreii au fost prinși uneori pe stradă, bătuți, legionarii chiar într-o noapte au bătut pe directorul școlii izraelite, încât acesta vreo 3 luni s-a zbătut între viață și moarte. Situația a devenit din ce în ce mai grea. Am în noiembrie mai fost la Ploiești, legionarii au închis conducătorii comunității evreiești și au bătut, i-au schinjuit și era acolo un rabin, rabin David Friedman, care a fost omorât de ei. Se pare că și răniți câțiva evrei, după câte țin minte, numai el a fost omorât. Iarăși era un semn de alarmă profund. Noi am trimis pe fratele meu la București, el a plecat și l-a condus Ionel, unul din prietenii, care era îmbrăcat cu uniforma legionară, că nici pe trenul nu se mai putea pleca, că aruncau din trenuri evrei care erau pe tren, se aruncau din tren, și din cauza asta chiar tata nu putea să vie acasă, că cu camionul nu putea veni și nici cu tren. Și atunci fratele a plecat, el a avut 19 ani și până în ziua de astăzi stă înaintea ochilor. Starea de asediu era declarată pentru ora 6 către seară. Niciun evreu nu avea voie să iese din pragul casei lui după această oră, după cum evreii nu aveau voie să intre în piață înainte de ora 10 dimineață, adică după ce toată populația s-a aprovizionat, ce a mai rămas, a rămas și pentru evrei. Într-o bună zi, tata, care era fabricant de sobe de teracotă și de ceramică, spunea atunci de olărit în Moldova, și era efor în comunitatea locală, a venit acasă către seară, s-a pus într-un colț să-și facă rugăciunea lui zilnică de după. Desigur că am fost foarte mișcat. După ce și-a terminat rugăciunea, l-am întrebat ce s-a întâmplat. Tata mi-a spus că i-a venit rândul, a fost chemat la Casa Verde. Legionarii aveau o casă lor în fiecare oraș, care se numea Casa Verde. Acolo erau chemați evrei pe sprânceană, erau schingiuiți, unii din ei n-au mai ieșit de acolo pe picioarele lor, iar cei care au ieșit au rămas invalizi. Dacă nu răspundea, erau chemați pentru 6 seara, când nu avea voie niciun evreu să iese din pragul ușii lui, și ăsta era motivul invocat a comportării față de evrei, că au încălcat starea de asediu. Dacă știți sau aduceți aminte, exista ceea ce se chema poliția legionară. Ei executau aceste funcții, dacă se pot numi funcții. Dacă nu veneai, dacă nu răspundeai la chemare, devastau casele, siluiau femeile, băteau copiii, etc. Asta era amenințarea lor și de aceea fiecare chemat s-a prezentat. Noi aveam camera care dădea spre stradă, avea geamuri, ferestre duble, și avea 2 porți de lemn foarte serioase pe care noi le ferecam în fiecare noapte. Tata m-a rugat să am grijă, după ce a plecat, să ferec ușile și așa mai departe. Când avea să iese din casă, lucrătorii lui de la fabrică se aflau în fața casei și i-au spus: jupâne, nu te duci. Ei erau îmbrăcați în cămășile verzi legionare, unii linie cu diagonale, adică cu grad în
legiune și când tata le-a explicat bine, o să vină și o să devasteze casa, noi suntem aici. Într-adevăr, peste vreo oră, două, am auzit o mare zarvă afară, am deschis o aripă, adică cea interioară, ca să încercăm să auzim ceva. Lucrătorii tatei au spus celor care au venit să năpustească, dacă nu faceți calea întoarsă, cu noi aveți de-a face. Nu numai tata a fost mișcat, toată familia a fost mișcată de acest act al muncitorilor și a muncitoarelor. Ele erau fără cămăși verzi, dar și ele erau acolo. Tot aparatul fabricii era acolo. Au venit vreo 30 de legionari și au răvășit toată casa, ore întregi, până seara târziu. Ne-am speriat extraordinar de mult. Nu ne-a lipsit nimic, nu pot să spun că ne-au luat ceva din casă, dar sperietura au fost comuniștilor. Noi nici nu știam ce înseamnă comunist. Deci un stat autoritar, un stat cu o fluiditate extraordinară, ordinea a fost foarte greu menținută în această perioadă, spiritul legionarilor de răzbunare s-a dezlănțuit, nu sunt masacrele la Jilava. Legionarii au început să-și pună, de fapt, în practică dorința de răzbunare pe care acum o putem considera cumva firească în momentul în care toți capii tăi au fost omorâți de către oamenii lui Carol în închisoare, vii la putere, trebuie să faci ceva. S-au mai văzut în momentul în care cazuri, în momentul în care ajungi la guvernare, după o lungă perioadă de reprimare a unor sentimente, trebuie să te răzbuni într-un fel sau altul. Ei au găsit căile cele mai puțin potrivite. Când au venit legionarii, a fost un maricare masacră, dar nu numai cu evrei, dar și cu ai noștri. Au omorât pe toți politicienii noștri, profesori, oamenii mirici ca Iorga și alții, i-a găsat așa la natură, a fost ceva îngrozitor ăsta. Și națist complex a făcut și cu evrei și cu români. Ceea ce este foarte concret și foarte deblamat este ceea ce s-a petrecut la Jilava, unde erau închiși o serie de foști politicieni și care au fost uciși acolo, în închisoare sau în perioadă în afara închisorii Jilava. Maghiarul Nicolae Iorga, vorba de personalități marcante. E bine, Nicolae Iorga nu a fost deloc un filosemit. A avut în discursurile sale un leșir. Mi se pare acum un leșir de neînțeles din partea unui om așa de mare, savant, Nicolae Iorga, odată într-un discurs din Senat, el s-a plâns că evreii au îndrăzneala să se ducă la Teatrul Național și să asiste la prezentarea pieselor românești. Iorga a fost cel care, să zicem, a stat cumva la baza nașterii acestui naționalism al legionarilor. După care el a devenit, a alunecat foarte mult spre un politicianism adevărat. Iorga era omul tuturor, a fost și omul regelui, a făcut guvernul acela, Iorga Argetoianu, deci s-a depărtat de, au socotit de legionarii, s-a depărtat de idealurile lor pure, de idealurile naționale, a fost omul regimului, a fost omul politic împotriva cărora ei luptau. Și știu foarte bine că, de fapt, pretextul pentru închiderea și ulterior asasinarea lui Codreanu a fost acea scrisoare pe care Codreanu i-a adresat-o lui Nicolae Iorga, în care l-a acuzat de necinste sufletească și de trădare a vechilor idealuri. Și acolo, la Jilava, acolo a fost, a zis,
s-a pus pe așa, au fost oamenii vechiului regim, au fost oamenii care s-au aflat în fruntea guvernelor sau în fruntea Ministerului de Interne în momentul în care s-au ordonat represariile împotriva legionarilor, Argeșanu, Iorga, Magiaru și așa mai departe. Deci a fost acea clasă politică care a fost făcută responsabilă de asasinarea, în primul rând, a lui Codreanu și apoi de asasinarea celorlalți lideri legionari, închisori la Râmnic, la Buzău și așa mai departe. Lui Antonescu personal nu i-a păsat de victimele legionarilor. Dovada cea mai bună este faptul că atunci când în noiembrie 1940 s-a raportat că 60 de români, foști politicieni, foști funcționari superiori, jandarmi, care fusese acuzați pe drept sau pe nedrept de represiunea împotriva gărzii de fier care avusese loc în timpul guvernării lui Carol al II-lea, au fost asasinați fără niciun fel de formă legală în fortul de la Jilava, în închisoarea de la Jilava, a avut o reacție în care a, practic, a spus, probabil că nu vă dau un citat exact acum, dar ceva de genul l-au meritat. Aceeași a fost reacția lui și la asasinarea lui Iorga și Magiaru. El nu a fost deranjat de aceste asasinate decât în măsura în care acestea puteau să afecteze imaginea lui personală.